Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vin să vă prezint această floare care poate fi folosită ca aplicație în lucrările dumneavoastră. Am văzut că foarte multe dintre dumneavoastră lucrați acele coperturi de pat formate din pătrățele. Astfel, eu din pătrățele am făcut această floare. Bineînțeles, vă spun că acest tutorial nu mi-aparține, l-am tradus dintr-o altă limbă, însă mi-a plăcut foarte mult ideea de a-l prezenta în fața dumneavoastră și astfel ca dumneavoastră să puteți ornamenta în mod cât mai plăcut, dacă doriți, bineînțeles, lucrările pe care le executați. Această floare, care are un diametru de 16 cm, eu am lucrat-o cu firul Bravo, însă acum voi folosi firul acrilic. Bineînțeles că floarea va avea dimensiuni mai mari. Am ales anume aceste două tipuri de fire pentru că astfel dumneavoastră vă puteți da seama de dimensiunea florii și de ceea ce puteți folosi ca fir vorbind. Vom avea nevoie, deci așa cum vă spuneam, de firul acrilic. Eu am ales să lucrez cu alte culori, am ales verde, roșu și roz. Vom lucra cu croșetul numărul 3 și jumătate, nu știu dacă se vede. Lucrez cu croșetul 3 și jumătate. Vom avea nevoie apoi de foarfece și nu în ultimul rând vom avea nevoie de acul cu care să coasem lână, firul gros. Lucrul în sine este foarte ușor. Veți vedea, chiar dacă pare greu, este foarte ușor. Voi începe să lucrez. În cercul magic voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Încerc să... 1, 2 și al treilea. Așa, încerc să fiu în fața camerei ca dumneavoastră să puteți vedea. Apoi, voi la o dată, firul pe croșet, voi lucra al doilea picioruș dublu. Din nou, am luat firul pe croșet, lucrez cel de-al treilea picioruș dublu. Apoi voi lucra al patrulea picioruș dublu. Deci avem nevoie de un număr de 4 piciorușe duble, după care vom face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Acum voi lua din nou firul pe croșet și voi face din nou seria de 4 piciorușe duble. Bineînțeles, culorile le puteți adapta după preferințele dumneavoastră, după ceea ce doriți să executați. Nu este obligatoriu să folosiți aceleași culori ca și mine, doar să respectați modelul. Din nou, după cele 4 piciorușe duble, voi face 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6. Voi continua cu seria de 4 piciorușe duble. Și
cel de-al patrulea îl strânge un pic, pentru că vom avea nevoie să lucrăm încă. Voi face din nou 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum voi face ultima serie de 4 piciorușe duble, după care vom închide de cercul magic. Este un pic cam greu firul. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, să facem cercul magic, iar acum voi face din nou un număr de 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, și vom închide cercul magic și această primă parte a lucrării în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Așa, acum voi scurta firul și cine dorește poate ascunde firul cu acul. Eu vă voi arăta modul în care putem să-l ascundem cu croșetul. Deci, am închis lucrarea. După cum vedeți, am obținut acest pătrat. Acum, ce voi face cu acest fir care mi-a rămas? Voi intra aici de desubt, îl voi trage afară odată, după care mă voi întoarce și voi intra cu croșetul din spatele lucrării și îl voi scoate din nou. Odată. Așa, am greșit. Acum. Acum suntem liniștite că firul nostru este în siguranță. Apoi, bineînțeles, vom ascunde firul din mijloc. Vom începe să lucrăm partea din mijloc. Eu, așa cum v-am spus, am schimbat culorile. Voi folosi culoarea roșie acum. Și voi intra în primul arc format din cele 6 ochiuri de lanț. Voi intra și voi face pentru început un picioruș dublu. Dar mai întâi, bineînțeles, pentru a face piciorușul dublu, voi face 3 ochiuri de lanț. Voi trage capătul acesta de fir. Deci am 1, 2, 3. Acesta este un picioruș dublu. După care vom continua lucrând în interiorul acestui cerc un total de 12 piciorușe duble. Fiți liniștite, chiar dacă cercul vi se pare mic, acest număr de piciorușe vor sta aici cu siguranță. Deci avem 1, 2, 3, 4. Vom împinge un pic în felul acesta. 4. Același timp prind și firul de desubt, după cum ați văzut, pentru a-i da siguranță. 8,
9. Iar acum vom face ultimele două. 11. Trage firul în spate. Voi face ultimul picioruș dublu. Deci avem un număr de 12 piciorușe duble. După care voi lua firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou un număr de 12 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra în toate cele 4 spații formate din ochiurile de lanț. Deci vom continua lucrând 12 piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului, după ce am lucrat în fiecare spațiu acest număr de piciorușe de care vă spuneam, 12. Noi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat în fiecare spațiu format din cele 6 ochiuri de lanț, 12 piciorușe duble, am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide lucrarea cu fir alunecat, voi scurta firul și îl voi ascunde din nou, așa cum ați văzut mai devreme, că am procedat cu firul de culoare verde. Le strânge bine. Voi trage o dată în față, acum am mai mult spațiu de mișcare, după care îl voi ascunde, voi trage în spate și în felul acesta îi vom da siguranță. Deci aceasta este ceea ce am obținut până acum. Vom începe cel de-al treilea rând și ultimul din acest pătrățel. Așa cum ați văzut la început, v-am prezentat culoarea roz. Voi folosi culoarea roz. Voi intra în primul picioruș. Voi intra de aici. Îmi va fi mai ușor. În primul picior dublu voi intra cu firul roz, voi face un picioruș scurt, după care voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș dublu, voi lucra un picioruș scurt și în felul acesta voi merge de jur împrejur. În același timp voi ascunde în spate și firul roz, îi voi da stabilitate și cu atenție vom continua să lucrăm piciorușe scurte. În corespondența fiecărui picioruș dublu vom face un picioruș scurt. În felul acesta vom merge de jur împrejur. Și vom crea astfel primul nostru pătrățel. După cum ați văzut, am lipsit o perioadă cam lungă de pe YouTube, de pe grup. Am avut o perioadă foarte, foarte urâtă. Probleme de sănătate. Acum sper ca totul să decurgă normal și să, așa cum am spus și în acel scurt video pentru Paște, care l-am pregătit cu pași mici și să încep din nou activitatea mea în cadrul grupului, în cadrul canalului de YouTube.
Deci vom continua cu piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior. Apoi, când vom ajunge aici, bineînțeles, vom prinde și firul roșu pentru a-i da mai multă stabilitate. Eu sper că se vede ceea ce lucrez și sper că se aude. De obicei, vocea mea este foarte joasă și eu am cumpărat un microfon, sper ca acesta să funcționeze și să mă auziți mai bine. Eu când lucrez sunt foarte relaxată, mă relaxez și vocea mea este foarte calmă, vocea mea normală este aceasta. Pentru a vorbi tare trebuie să fiu nervoasă, să ridic tonul vocii. Însă lucrul este unicul mod prin care mă pot relaxa după zilele obositoare de lucru. Așa ca fiecare dintre dumneavoastră, sunteți femei, sunteți aveți servici, aveți o familie, aveți casă și, bineînțeles, lucrând, ne relaxăm. Uitați-vă în felul acesta, continuăm. Vom opra de jur împrejur, în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, un picioruș scurt. Este, un mod foarte, foarte ușor în care să puteți lucra această aplicație. Nu necesită mult timp, după cum vedeți, se lucrează un pătrățel imediat, nu este nevoie nici prea mult efort, să spunem, nu este mult de numărat, nu este... Aleg aceste tutoriale simple pentru doamnele începătoare, pentru că doamnele deja avansate, bineînțeles, au trecut de acest stadiu în care trebuie să învețe anumite lucruri. Și de aceea, în ultimul timp, eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, pentru că îmi place ca și ele să învețe câte ceva din ceea ce noi deja știm. De multe ori învăț și eu împreună cu dumneavoastră, așa cum vă spuneam și alte dăți, nimeni nu se naște învățat și pentru a crea anumite lucruri, fiecare dintre noi învățăm. Și de multe ori învăț și eu împreună cu dumneavoastră, experimentez mai întâi, fac lucrarea să văd modul în care iese, dacă îmi place, dacă nu... Dacă nu-mi place, aduc modificările necesare și până la urmă reușesc să creez ceea ce mi-am propus, să fac ceea ce îmi propun. Așa cum vă spuneam, acest tutorial nu mi-aparține, mie mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Uitați-vă că vorbind am ajuns la capătul acestui rând. Aici vom încheia. Vom încheia cu fir alunecat. Voi tăia firul și aici, dar îl voi lăsa un pic mai lung și apoi veți vedea de ce. Deci este nevoie să îl lăsăm un pic mai lung. Îl voi închide aici, exact ca fiecare lucrare.
Așa. Noi vom avea nevoie pentru a crea această floare de un număr de 5 astfel de pătrățele. Bineînțeles, eu mi-am pregătit dinainte celelalte și după ce ascundem toate firele pe spate, deci restul de fire. Vă rog să scuzați, sună cineva la ușă. Vă rog să scuzați întreruperea, era poșta, mi-au ajuns rezultatele de la clinica unde sunt în cură. Vom continua cu lucrul nostru. Așa cum vă spuneam, avem nevoie să lăsăm acest fir roz un pic mai lung. Pentru a forma acea floare, avem nevoie de un număr de 5 astfel de pătrățele, pe care, cu ajutorul acestui fir, le vom uni între ele, la mijloc. Eu am lucrat deja 4 dintre acestea. Voi continua să le unesc, veți vedea modul în care, așa cum ați văzut, deci am zis aici pe mijloc, voi lua pătrățelul și următor și îl voi uni exact în mijloc. După cum vedeți, în felul acesta, apoi trece cu croșetul de desubt. Voi trage firul, voi întoarce aceste pătrățele și voi închide lucrarea. Îi trece un pic de desubt în felul acesta, ascunzând acest fir, voi face un nod. În felul acesta, le unim între ele, voi trece și de partea cealaltă, îi dau mai multă siguranță. Deci toate acestea le facem pe spatele pătrățelelor. În felul acesta. Acum voi scurta acest capăt de fir. Așa. Voi întoarce din nou pe față. Și voi adăuga ultimul pătrățel pe care l-am lucrat pentru dumneavoastră. Vedeți, toate 5 sunt egale. În felul acesta. Voi intra din nou exact în mijloc. Între cum vedeți, între cele 12 piciorușe din arcuri. Între ele am intrat cu firul, voi întoarce din nou pe dos și voi da stabilitate. Dacă nu reușiți să faceți cu croșetul acest lucru, puteți să-l faceți cu acul. Eu m-am obișnuit cu croșetul, cum se face un nod aici, de cum se spune. Așa. Apoi voi trece și partea aceasta. Voi face un alt nod, voi da stabilitate în felul acesta petalei
Iată că avem cele 5 flori care vor forma cele 5 pătrățele, scuzați, care vor forma floarea principală. Acum, ce vom face? Fiecare dintre aceste pătrățele vor veni îndoite în felul acesta, exact în mijloc. Deci, dar pentru asta, în acest mod, bineînțeles că noi va trebui să le coasem între ele. De aceea am spus că avem nevoie de acul cu gaura mare, acul pentru cusut lână, pentru că vom introduce firul în ac și încet, încet vom coase și vom uni între ele aceste 5 pătrățele care vor forma floarea propriu-zisă. Vom începe cu primul. Eu am pus deja firul în ac. Vom începe în felul următor. După cum vedeți, aici este exact mijlocul unde dintre primele 12 piciorușe duble din primul arc și celelalte. Deci nu vom intra aici în mijloc. Vom lăsa un spațiu de un picioruș scurt. Deci vom intra. Uitați-vă exact, aici este mijlocul. Vom intra partea aceasta după primul picioruș scurt. Și apoi din nou după următorul. Apoi voi trece la următoarea petală. Din nou voi vedea unde este mijlocul, voi intra după primul picioruș scurt. Aici este mijlocul, voi intra aici și în următorul. Voi trece la cea de-a treia petală. Voi intra după primul picioruș scurt, apoi după cel de-al doilea. În felul acesta vom continua încet, încet și vom uni toate cele 5 pătrățele între ele. Acesta. Voi trece la următoarea. Eu acum le numesc petale, pentru că vor fi petale, bineînțeles. Și ce se întâmplă? Acum, după ce am terminat de prins între ele toate aceste petale, vom trage firul. Le vom uni între ele. Acum le voi lega pentru a le da mai mare stabilitate. În felul acesta îi întoarce un pic pe dos, îi lega din nou bine. O întorc din nou pe față. Și voi aranja, după cum vedeți, în felul acesta. Părțile.
După care voi face o ultimă cusătură pentru a uni aceste două părți între ele și astfel floarea noastră va fi gata. Deci aici va veni ultima cusătură pentru a le uni între ele, o cusătură ascunsă. Voi scurta firul, bineînțeles, dacă mai avem vreun fir pe spate, îl vom ascunde. Și uitați-vă că aceasta este floarea noastră gata să fie aplicată. Aceasta fiind lucrată cu firul mai gros, așa cum vă spuneam, imediat vă voi spune ce diametru are. Cealaltă avea un diametru de 16 cm, aceasta are un diametru de 21 de cm. Eu sper să vă placă ceea ce v-am arătat astăzi. În caz că doriți, puteți pune și câte o mărgeluță între ele pentru a le da un pic de eleganță, dar cred că ar fi prea încărcat, așa. Doar le aranjăm foarte bine și uitați-vă că floarea noastră este gata. Aceasta este prima, aceasta este cea de-a doua. Sper că v-a plăcut ceea ce am învățat astăzi. Sunt Tatiana Andrieș. Aștept un like de la dumneavoastră, aștept un comentariu vești bune, măcar de la dumneavoastră, și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. Sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc foarte mult!